Teatru radiofonic serial. Tulnicele Iancului, de Dominic Stanca. Dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Seria a cincea, Alunele. Chiar de la începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848, tânărul tribun Avram Iancu se distinge prin spiritul său înfocat pentru libertatea și drepturile țăranilor români, din mijlocul cărora făcea parte. El semnează din primele zile programul care prevedea dărâmarea instituțiilor feudale și propunea lupta pentru drepturile naționale și sociale ale poporului român. Mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el își apleacă ochii spre clasa cea mai asuprită a națiunii, spre moții din munții Apuseni, slăiți cu desăvârșire de sinecile nemiloase ale stăpânirii feudalului habsburgice. Înțelegând prea bine condițiile grele de viață în care se zbătea țărănimea săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda. Nu cu argumente filozofice și umanitare veți putea convinge pe tirani, ci cu lancia, ca horia! Nu uitați că savantul Ianoș Boioi a spus că nobilul nu se poate hotărî să renunțe la ceva din pretinsele sale drepturi. Scopul acesta nu se poate atinge în mod pașnic. Grația română se declară și se proclamă de sine stătătoare și parte întregitoare a Transilvaniei pe temeiul libertății egale și depune jurământul de credință către patrie! Împăratul a mințit, fraților! Am fost mințiți și trădați încă o dată. Noi am jurat și noi am ținut ce am jurat. El a făgăduit și a mințit și ne-a trădat, fraților. Noi am luptat. Și cu cine am ales, fraților? Tot sila, tot împilări, tot nemernicie. Apoi, unde-i dreptatea pentru români și pentru Iobacea pe care a făgăduit-o împăratul în timpul luptelor? Regimentele austriece ale împăratului au fost învinse de către cătanile negre. Numai munții Apuseni, în munții noștri, n-au pătruns cătanile negre, că acolo am luptat noi, mocanii și moții și băieșii lui Iancu. Un carmere în piedicat, Iancu mere de împărat. Nu? Și ce-a făcut după aceea împăratul de la Viana pentru dreptatea noastră? Aceea care trebuia să fie! Nu-mi putea! Prin și executat Petru Dobra! Prin și executat Avram Iancu! Decorat! Decorați poporul român! Nu pe mine!
acuză decorația împărătească? Împăratul va veni personal în Transilvania, dar... Avram Iancu nu va fi primit de majestatea sa, în niciun caz. A refuzat decorația, este un răsculat. Nu se potolește, nu vrea să se potolească. Via de la Blaj, altfel am vorbit noi. Altfel s-a vorbit după aceea cu noi. Altceva ni s-a făgăduit. Oameni buni, tăcere, oameni buni. Citește, Simion Bărnuțiu. Noi am declarat în public cu vorba și am arătat cu fapta că noi nu voim a face nedreptate. Nu voim a supri nici pe unguri, nici pe săcui, nici pe sași, ci voim a-i ajuta pre toți, dacă ei vreau să iasă, că drepturile noastre să fie ale noastre. Și după lupte, după lupte, după ce ne-am câștigat dreptatea, ce-ar făcut domnul și alduitul împărat? Nu le zic! Toți! Mânați-mi pe toți! Mai repede, mai repede! Și femeile, și femeile! Hai! Hai că se crapă de ziua și întârziem! Și copii! Ești greu de cap? Toți! Vine împăratul! Ești toate satele în calea lui! Toți! Porungă! Hai, mă iute! Hai, 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 repede! Hai, iute, mă! Fira! Închide găinile, ce hai, hai, hai! Isalame, mă! Hai! Ion, Isalame! Unde ești, mă, n-auzi? Uite, domnule șandar, înainte acolo, n-a nu se vede de prea! În noapte, măi, dați-i zor, mă! Mai mare rușine să vină împăratul și noi lipsă-ți aici! Lipsați! Dați, boule! Mână oamenii! Hai, mână! Hai, mă! Hai, mișcă, mă, că vine împăratul! Pate Fisalome? Pate Ioane? Unde ești? Hai, că eu am văzut că te-ai ascuns în pivniță. M-am ascuns și eu. Băiat! O, mă, bată-te, Firuță, dar pe nici tu n-ai plecat. Bate soare cald peste munță. Dă-mă, fetică, un bolovan să spargă lunele astea. Mulțam. Îți de patru verne dezghiocheate. Le-o culese Iancu pe când zăbăveam într-un crâng de aluni. Mi-o dat și mie câteva, dar eu le-am pus în straiță și nu le-am mâncat. Le-am ținut așa cum le vezi, 4 ani. De ună zi însă, trecând Iancu prin sat, mi-o spus să le sparg și să le mânc, că din lupta noastră mai rămâne amintirea. Iancu era trist și semăna cu o umbră. Și când vorbea, parcă și era o salce, nu cuvânta un om. Cum a spus atunci, atunci, la răzbel? O spus: "No gata, no hai!" Și am plecat în bătaie. Ai rămas singur în sat, bate Ioan, cu mine? Și cu alunele, da. Că zice că vine împăratul și trebuiește primit cum se cuvine. Singur cu alunele, cu alunele Iancului. Doamne, cum ardea cândva cuibul grofilor, aiudul cel rău. Cum mai ardeau legile rele și învoiala domnească. Și pe știurți, pe șuhar, pe vârtop și... Ah, ce mai bătăli s-au aprins. Da pe grohot. Da, păi pe dealul Heteului. Și trecea și cu tunul? Apoi la început nu prea știam eu să țântesc cu tunul, dar am pus pușca pe tun și am ochit ca din pușcă. Eu și cu Pavel Tomuț.
Păi să știi, fata tati, și să ții minte că muntele nu s-a supus niciodată. Câte cătane ori venit, ori pleca rușinate. Apoi a venit alte cătane cu alți ofițeri. În numele majestății sale, dați armele! Așa ne-au poruncit. Înceta să bătaia și împăratul s-o fi gândit că e mai bine să cânte moțe din fluier decât din trăgace. Dați armele voastre! Unii ba, alții da, pă, ce să mai zici? Poruncă scrisă de Maria sa împăratul. Numai că eu m-am gândit, poate mai întrebă pușca. N-o dau. Am făcut-o pierdută. Aluna s-o spart în fărâme. Culege-i tot miezul, fetico, să nu se piarză nimic din ce-o fost. Da, și Iancu, ce-o făcut? Pe Iancu i-o slobozit acasă pe toți. Eram spre toamnă. Aveam să ne adunăm o tavă și să ne mai vadă și muierile noastre. Așa m-am întors acasă și eu. Așa s-a sfârșit revoluția. Apoi toamna a fost bună și caldă, socop merele, perele, ori căzut nucile, și oamenii așteptau vești de la Viana. Acolo îl chemase împăratul pe Iancu. O să ne aducă drepturile noastre, ziceau cei din sat, și îl pândeau să sosească. Și v-a adus dreptatea? Păi a fost o iarnă tare grea și jaroasă. Ne încălzam cu nădejdea. Îi laudam pe cei viteji și îi jeream pe cei morți. Eu îmi priveam pușca pe furiș și mă gândeam că poate o să mai fie cândva de folos dacă împăratul nu vrea nici acum să ne facă dreptate. Și atunci s-au auzit tulnice. Chiar și acum se aud tulnice. E altceva tulnic acum. E rău. Tu nu știi chemarea tulnicelor? Nu. Apoi s-o înveți, auzi, s-o înveți. Păi musai. Da, atunci. De ce tulnica? Iacob Zaheu zicea că de bine. Dar nici el nu pricepea ca și tine glasul tulnicilor. Eu am spus. Apoi mă tem, Iacove, că rămânem sluși mai departe. Prea mult stă Iancu plecat. Vrei și tu tutun de lulea? Na, pufă e cât îți place, mie s-am răspuns numai. Eu cred că Amu sosește și răsplata. S-o zvonit că Iancu sosește curând. Știi tu, da? Uite-l, uite-l pe Iosif Scrob. A fost la oraș. Da, vine greu. Cu pași lătânși, cu ochii în pământ. Își saltă din când în când sumanul pe omeri și dă din cap năcăjit, nu vezi? O venit, mă! Iancu, o venit! O venit! Dar spune ce-i! Hai, mă! Tot așa! Tot așa! Cum tot așa? Împăratul ne-a mulțumit fain frumos și lui Iancu i-a dat o medalie. Atâta tot pentru tot ce-am făcut. Și Iancu, ce-o zis? O zvârlit-o de lături. Decorați poporul, nu pe mine. Atâta tot ce-a zis. Și-a plecat. Hai, mă! Împăratul o făgăduit la nevoie, dar la bine uită ce-o zis. Și domnii, tot în picioare au căzut. Iacove, hai! Curge arieșul același de veacuri. Și lumea rămâne aceeași. Bade, Visaloame. M-auzi? Bade, Ioane. Bade, Visaloame. De ce dubești alunele dacă dumneata tot nu le mănânci și mi le dai mie? Acum a ieșit împăratul prin țară să-și cunoască supușii.
N-apăi n-au decât să-l aștepte tăți la câmpeni. Să-i vază împăratul. Să-i vază și pe ei măria sa împăratul. Iancu nu merge. Eu trimis împăratului vorbă. Eu nebun, tu mincinos, tot nu ne putem înțelege. Apă nici eu, Visalom, nu m-aș putea înțelege cu alduitul. Împăratul nu știa vorbi românește. Aluna asta o mânc eu. Îi aleg nezu și... Fugi, bade! Fugi, bade! Uite, se apropie! Asta e chiar împăratul! Strălucește! Strălucește! Îți ia ochii! Sună trompetele, împărat! Îi praf, mă, copilă, mă! Asta face împăratul! Spulveră praful! Sunt țării și din arari și penele și voipurile și trompeții! Spulveră praful și ei! Spar galune, așa-ți dă-l de sus alune când nu mai ai vin. Ia-i până aici! Unde sunt țăranii când trece măria sa împăratul? La câmpeni, s-or dus la câmpeni. De-aia s-or dus la câmpeni, să-l aștepte acolo pe măritul împărat. La câmpeni, a? Și măria sa, pentru cine trece prin sat? Pentru tine sau pentru pătăile voastre care îl lasă la gard? Dacă... S-o nimeri să fiu numai eu și potăile. Proștea a fost, proștea a rămas. Proști, dar... Cine a dat ordin? Păi domnul comandant de jandar. A, bola de Levehard. Ia, ia, dumnealui, dumnealui. Bău, dar... Dumnealui, saperlot. Asta e o sudalmă de-a dumneavoastră, domnule comisar Crez. Ce e, nu te privește. Înălțimea voastră. Este organizațion? Batai de joc? Posibil? Și tu? Tu de ce nu te-ai dus? Apoi eu am o treabă. Aha, sărunții alune când vine împăratul. Scoate cușma din cap. Palac puturos. Raha! Să-ți ajungă. În urmă, voastră, ce facem? Plecăm imediat. Bade. Na, cușma. Și acum, ce facem, bade, Visalome? Acum, fata tati, mai avem o alună. Pe asta n-o mai spargem. O lăsăm în straiță. Uite așa de sămânță. Adă, cușma. O călcat o calul în picioare. E plină de praf. Da. Și gunoaie. O călcat-o caleașca împărătească. Dă-mi-o. Căciula stă pe capul omului. Multă cu și câinii. Curge arieșul pe pietre la vale. Curge el, n-avea tu grijă. Mă, fată, mă. Mă, fetico, mă. Ia să ne urcăm noi în pod. Să ne mai ascundem. O, cine spune să ne ascundem? No. La am eu acolo sus pe grind o pușcă. Și dacă nu-i curăț țava, prinde rujină, o să te învăț și pe tine. Pot să duc eu straița aceea cu aluna rămasă de sămânță? Du-o. Ai grijă, fata dati. Multe mai trebuie să înveți tu. Îi cald, îi soane. Lasă că te învăț eu. Tu cânti? Zici că prinde rugină? Prinde rugină? Te-am întrebat dacă știi să cânti. Știu, bade. Din solți de pește. Na, bun și asta. Cântă, fata tati, și urcă scările până sus. Pe dealul feleacului. Pe dealul feleacului. Trec carele Iancului. Pe dealul feleacului. Trec.
care le ia cu lui. Nu lucesc astelele, nu lucesc astelele, strălucesc ca ați ascultat seria a cincea, Alunele, din serialul radiofonic Turnicele Iancului, de Dominic Stanca, dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Ion Bisalom, Ion Besoiu. Iluța, Cătălina Bârcă. Avram Iancu, Vistrian Roman. Iacob Zaheu, George Voicu. Nevasta lui, Rodica Sanda Țuțuianu. Iosif Scrob, Sergiu Demetriat. Löwenhardt, Alfred Demetriu. Comisarul Creesc, Doru Ana. Cărturarul, Dumitru Chesa. Simion Bărnuțiu, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Constantin Drăgănescu, Răducu Ițcuș, Florin Crăciunescu, Dinu Manolache, Cornel Gârbea, Florin Călinescu, Andrei Codarcea, Claudiu Bleonț, Cristian Molfeta, George Marcu, Ion Hidișan, Ileana Șerban, Eugen Racoții, Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu și George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Sorana Coroamă Stanca.